ziua! Cerem scuze, am nevoie de doamna Vera Ciobanu. Bună ziua, eu sunt Ion, de la compania Livrare Flori Chișinău. Și am un buchețel frumos pentru dumneavoastră. O șampanie, să serviți cu cei dragi. Și aveți și o tortă. Mulțumesc! Aveți desigur și un bilețel, dacă îmi permiteți, îi dau citire. Scumpa noastră mamă și bunică, de 8 martie îți urăm o primăvară frumoasă, cu soare, fericire și toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de lalele. Fie ca 8 martie să-ți aducă doar bucurii, zâmbete pe buze și toată fericirea de pe pământ. Noi te iubim mult și ne pare rău că nu suntem alături. Cu drag, din partea fecerilor, nepoților și norei de la Londra. Dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog la cameră. Am fost adânc surprinsă de momentul. Știu bine că mă iubesc și țin foarte mult la mine, dar am emoții foarte mari și știu că țin foarte mult la familie și se vede că au fost educați așa și le doresc lor multă, multă sănătate și îmi pare rău că le-am spus, bine ar fost ca să fie și el alături astăzi lângă mine și nu mai azi, dar în toată ziua, dar așa e timpul de acum. Le doresc multă, multă sănătate, să crească nepoții, să fie înăbunite și să fie sănătoși. Și Nori, Maria, știu bine că inițiativa e de la ea, că băieții sunt băieți, dar fetele oricum sunt mai aproape. Le mulțumesc mult și sănătate și toate cele bune să împlinească visul. livrareflori.md. Gestul contează.